Regulamentul de organizare a fost contestat de medicii gorjeni în alegerea membrilor Colegiului Medicilor. Până de curând, acesta nu permitea medicilor care îndepliniseră deja 2 mandate în funcții de conducere să se mai înscrie în cursa electorală pentru obținerea unei noi funcții. La cererea conducerii Colegiului, motivată prin exemple din legislația altor țări, Parlamentul României a schimbat această prevedere, ceea ce înseamnă că legea actuală permite un număr nelimitat de mandate. Totuși, în momentul terminării înscrierilor, era în vigoare vechea lege, cea nouă aflându-se spre promulgare la președinție. Așa s-a ajuns la invalidarea alegerilor ce au avut loc între 6 și 8 decembrie 2015 în 37 de județe. În aceste 37 de județe se vor face alegeri în luna martie, pe 3-4 martie primul tur, 6-7 se pare al doilea tur, după care în jur de 18-20 se vor strânge la București, acolo unde se vor fi validați cei care vor câștiga alegerile și se va alege președintele la sfârșitul lui martie. La sfârșitul săptămânii trecute, toți medicii președinți de colegii au participat la o întâlnire cu președintele Colegiului Medicilor din România pentru a stabili strategia următoarelor tururi de scrutin ale alegerilor. În luna aprilie se va intra cu un colegiu în nou mandat. Până atunci, membrii colegiului care au fost rămân în continuare și își desfășoară activitatea cum a fost și până acum. Au fost chemați toți președinții Colegiului Medicilor, unde li se va spus ce v-am spus eu, că se va ține pe 3-4 și nu se știe ce se va întâmpla. Colegiul Medicilor Gorj este condus în prezent de medicul Ana Băleanu.